Vara, dragii mei, doar 24 de ore ne mai despart de momentul în care vom afla numele noului președinte. Mai sunt exact 10 ore până la deschiderea secțiilor de votare și în exclusivitate, în emisiunea noastră, aici, în platoul nostru, în această seară, vor fi prezenți cei doi candidați care au ajuns în al doilea tur de scrutin. Le-am pregătit nenumărate surprize, veți vedea, bineînțeles, despre ce este vorba în această seară, alături de domnii Mircea Joană și Traian Băsescu! Ce faceți, bună seara, oameni? Să rămână. Credule, dar abia au șters oamenii ăștia canapeaua. În felul, am vrut să iau drumul cel mai scurt, doamnă, așa cum fac întotdeauna. Mă rog, auzi, să trecem. Joană, să te lauzi și tu acasă, la familie, bă, că ai apărut cu președinte la televizor. Mâine seară, eu voi fi președintele. Oh, doamnă, fiți atentă că mâine seară ăsta o să fie președintele Asociației de locatari de la Năstase din bloc. Și Iohannis administrator. Antonescu? Antonescu, femeie de servici. Domnilor, vă rog foarte mult. Haideți să ne calmăm. Eu v-am invitat în această seară la emisiune relaxată. Da, e o emisiune relaxată? Sigur că da. Vreau să-l anunțați și pe domnul Joană. Uitați și crispat, parcă ar avea un băț în fund. Domnul Băsescu, vă rog, domnul Joană, vă rog frumos să vă calmați, pentru că nu este cazul să fiți așa într-o stare din asta de agitație. Înainte de a devoala surprizele noastre... De ce? De a devoala surprizele noastre. Și lui Joană ce înseamnă asta? Mă rog, a ne descoperi, poftim, despre asta este vorba. Eu aș vrea să vă pun o întrebare fiecăruia dintre dumneavoastră și vreau un răspuns cât se poate de sincer. Un răspuns sincer? Foarte, deci foarte asta înseamnă sincer. Că este numai pentru mine întrebarea. Dumneata vorbești de sinceritate, domnul? Mă rog, foarte mult. Să nu intrăm acum în probleme de sinceritate. Domnul Băsescu, domnul Joană. Și mergui tot felul de filme pe la televizor. Vă rog, deci, oameni buni, întrebarea este următoarea. Pentru că este ziua moșului Nicolae, întrebarea mea este legată de copilărie. Care este cea mai frumoasă amintire din copilărie? Am să vă rog pe dumneavoastră, domnule Joană, să începeți. Cea mai frumoasă amintire din copilărie... Așa! Odată, la Vați Ascunsele, m-am ascuns atât de bine, încât 3 zile părinții, poliția, salvarea m-au căutat. Eu când fac un lucru, îl fac temeinic. Asta înseamnă că nu v-au găsit. Excepțional. Și acum îl caută ea pe la bloc, pe acolo, pe la el. Mă rog. Domnule Băsescu, vă rog. Cea mai frumoasă amintire din copilăria mea, doamna Monica Angel, este, la un moment dat, eram într-o vară, eram în fața blocului, acolo unde stăteam în Constanța și... Doamne, am bătut un copil. Ei, nu pot să cred. Doamne, de l-am zvântat. I-am rupt o mână. L-am bătut cu ea în cap. L-am rupt. Mâna și l-ați bătut cu mâna Doamne, în cap? Efectiv, incredibil. I-am rupt mâna din, de aici, de la cot și l-am bătut cu ea. A, de la cot, nu de la umăr. Da. Mă gândeam că dacă de la umăr era mai grav. Și la un moment dat a venit mama copilului și a început să mă tragă de urechi. Și atunci m-am uitat la ea și i-am spus, ce să fac? El a început, doamna Hrebenciu! Mă rog, aproape că regret că am pus această întrebare. Mă rog, haideți să trecem la prima surpriză a acestei seri, fiindcă spuneam că avem foarte, foarte multe surprize. Parcă ați fi Andreea Marin. În această seară, e bine, nu sunt Andreea Marin, deși am jucat rolul Andrei Marin emisiuni. Domnule Joană, prima surpriză este pentru dumneavoastră, așa că vă spun felicitări. Mulțumesc, pentru ce? Pentru căsătorie. Ce căsătorie? Vedeți imediat, dragilor, muzica! Cetățene Antonescu Crin, de bună voie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie politică pe cetățeanul Joană Mircea, până când scandalul,
Banii sau Băsescu vă vor despărți? Da. Cetățene Joana Mircea, de bună voie și nesilii de nimeni, iei în căsătorie politică pe cetățeanul Antonescu Crin? Da. Dacă cineva are ceva contra acestei căsătorii, să vorbească acum sau să tacă pe vecie. Eu am ceva împotriva acestei căsătorii. Spuneți, vă rog. Domnilor, trebuie să facem un referendum pentru căsătoriile gay înainte de treaba asta. Nu este nevoie de niciun referendum, vă asigurăm. Cetățene Joana Mircea, poți săruta mireasa. Doamne, maica! Câtă perversitate! Câtă haideți, domnul președinte, vorbeți dumneavoastră despre perversitate. Vă mulțumesc tare mult. Nu credeam să văd vreodată în viața. Domnule Băsescu, ce să mai discutați dumneavoastră despre perversitate? Pe cuvântul meu de onoare, se știe că dumneavoastră sunteți un om căruia îi place șprițul. Așa. Îi place cârciuma, așa. Vă petreceți foarte mult timp cu cârciuma și lucrul ăsta vă place la nebunie. E ceva rău în asta, doamnă! Nu este rău, numai că vroiam doar să mă leg de ceea ce spuneați dumneavoastră puțin mai înainte legat de perversități și lucruri de genul ăsta și vroiam să vă fac o surpriză. Ce e așa mare filozofie? Domnul Mituș! Bat un vânt rece din baltă la Chiriampol. Unde stuful se înalță și să-l tai nu poți. Of. Căpitanul strigă tare, dă-i hoțule, dă-i hoțule, dă-i. Nu pot, frățioare, rănile mă dor. Să trăiești, Mituș, să-ți dau Dumnezeu sănătate, Doamne! Bravo, mulțumim foarte mult, domnul Mituș, mulțumim tare mult, domnule președinte, domnule Băsescu, mă rog, deocamdată sunteți împosturat de candidat. Încă sunteți candidat. Aș vrea să vă întreb, așa, din câte v-am văzut, mi-am dat seama că v-a plăcut surpriza pe care v-am pregătit-o. Chiar m-a emoționat, doamnă, până la lacrimi, vă spun. Mă bucur extraordinar de mult. Domnule Joana, o să trec la dumneavoastră acum. Ați fost acuzat că sunteți rigid, crispat, demagog. E bine, în această seară, emisiunea noastră își propune să vă relaxeze un pic, așa că încă o surpriză pentru dumneavoastră, domnule Joana. Băieți! Care a fost prezentă în această seară aici. Ceea ce vreau să vă întreb, domnule Joan, este cum vi s-a părut această surpriză? Foarte bună. Trebuie să o luăm în PSD? Corect. Deja sunteți ca Bahmuțeanu și Prigoană, băi! Mă rog, domnilor, acum, pentru că ne-am mai relaxat puțin... A fost o emisiune foarte relaxativă, nu, doamnă! Nu relaxativă, relaxată, spun relaxată, eu, și deja se vede că v-ați mai relaxat. Aș vrea să atingem un pic o zonă socială extrem de sensibilă. Este vorba despre problema socială a pensionarilor. Am invitat pentru această discuție, în această seară, aici, în platoul nostru, o simplă bătrână, din București, doamna Eufrosina Georgescu. Maică, aici este bingo? Nu, mamaie, nu, aici este circă. O să facem în felul următor.
Doamna Eufrosina o să vă spună problemele cu care se confruntă dumnea ei, iar dumneavoastră va trebui să îi dați soluții, după care la finalul acestei întâlniri cu doamna Eufrosina, doamna Eufrosina o să ne spună cu cine va vota mâine, dar deocamdată să ne spună problemele ei. Mama, te rog. Deci este pensia mică, mamă? Am muncit o viață la APACA și mi-a dat pensie de 4 milioane de lei. Este inacceptabil și inuman. N-am bani de medicamente. Mor cu zile în loc de carne, mănânc soia cu cartofi. Sunt restanțielă la întreținere. M-au trecut la paușal. La ce? Nu știu că nu-l cunosc. Dar m-au trecut acolo. Își bat joc de noi. Da, n-avem bani să dăm la asistente în spital. Vai, nu mai mor odată să scap. Nu vorbiți așa. Domnilor, candidați, este rândul dumneavoastră acum să-i dați doamnei Eufrosina Georgescu niște sugestii. Domnule Băsescu. Da, pentru mine este foarte simplu, doamna Eufrosina, în cazul fericit în care mă veți vota pe mine în 5 luni, 6 luni, pensia dumneavoastră va crește la 12 milioane. Medicamentele vor fi nu compensate, ci gratuite, și ștergem toate datoriile la întreținere. Vă scoatem de la paușal, oricine ar fi el. Dezamăgire și minciuni. Haide, domnule! Doamna Eufrosina, votați-mă pe mine și veți trăi ca în paradis. Ba, exact ca în paradis o să trăiți cu Joana. Exact ca în paradis. Noi, socialiștii, ne-am preocupat întotdeauna de această categorie sociale defavorizate, respectiv pensionari. Da. Bun, mulțumim foarte mult. Cu demagogul ăsta, mult, domnul Băsescu. Haideți să trecem la momentul adevărului. Mamaie, cu cine votezi mâine? Cu Iliescu, cu Elțin. Vedeți? Nu mai scap de blestemul ăsta. Domnul Băsescu, mi se spune acum în cască, spun colegii mei, că fica dumneavoastră, Elena Băsescu, este în culise. Spune că a venit să ia cheile de la jeep, să poftească. Tati, vine cu tango și tati, bună seara, că sunt și politicoasă, tati. Tati, am uitat la tine cheile de la jeep. Dragă, nu sunt la mine cheile de la jeep, dragă. Da, tati, păi, nu i-le-ai dat lui Boc să-mi facă rodajul la mașină? Dragă, i-le-am dat lui Boc, mi le-a adus înapoi Boc. Așa? După ce s-a făcut rodajul și i-le-am dat lui Videanu după aia. Păi, dăm numărul lui, că-l sun eu acum. Dragă, păi nu mai sunt la Videanu, că eu lui Videanu i-am dat cheile ca să-ți spele mașina. S-a spălat Videanu mașina și după aia i-a dat... S-a spălat mașina, da. E, și a dat cheile lui Cocoș să o parcheze. Așa, la Cocoș? La Cocoș. Bine, tati, mulțumesc. La revedere, la revedere. De ce i-a spus, doamne, că sunt aici? Păi, mi se părea normal să-i spun, domnule Băsescu, e fica dumneavoastră, era normal. Domnilor candidați, am ajuns și la finalul acestei... Doamne, spuneți-mi, vă rog frumos, cum se ajunge la bingo, doamne? Mamaie, lasă-mă cu bingo al matale în pace, ca să-mi termin și eu emisiunea, da? Cum spuneam, suntem la final. O ultimă întrebare pentru dumneavoastră, domnilor candidați. Ce veți face dacă veți pierde alegerile, domnule Băsescu? Așa cum am spus, plec pe mare. Și dumneavoastră, domnule Joană? Mă arunc în mare. Am înțeles. Mama, te rog, vă mulțumesc pentru sinceritate, domnilor candidați. Și așa cum am început, aș vrea să și terminăm emisiunea noastră cu o ultimă surpriză. Vă rog să priviți acolo. Ce e de la bingo? I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, hello, poop-poop-pee-doo. I wanna be kissed by you, just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you, hello. I couldn't aspire to anything higher but to feel the desire to make you my own. Ba-da-ba-da-ba-dee-dee-dum-poo. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you, hello. Happy.
Happy birthday, Mr. President.